În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Cuvântul de astăzi am să-l încep cu o frază simplă. Vă rog să fiți atenți, să vă concentrați, să vă suportați și să aveți răbdare unii cu alții din cauza aglomerației, că fiecare este dornic să vină la biserică cu gând bun și să nu vă tulburați interiorul. Mântuitorul Iisus Hristos s-a adresat pentru întâia oară în activitatea mesianică unui om paralizat sau bolnav, stând pe un pat, pe o targă, ceea ce fac astăzi la urgență cei cu salvarea, când ridică bolnavul de acasă, și i-a spus, iertate-ți sunt păcatele tale, ia-ți patul tău și umblă. Lucru care a cutremurat întreaga mișcare iudaică și chiar s-au și îngrozit la auzirea acestor cuvinte, chiar s-au simțit atinși în onoarea și în orgoliul lor de religie mozaică. Cine este acesta care poate ierta păcatele, știind că aceasta o face numai bunul Dumnezeu? O să vă puneți întrebarea de ce s-a rânduit în duminica a doua Apostolului Mare să se prăznuiască două lucruri paralel ca idee, dar diferite ca concept. Duminica Sfântului Grigorie Palama, prea îndumnezeitul aminte, cel care a scris cea mai înaltă teologie pe care o are Biserica Ortodoxă Universală, teologia energiilor necreate a Duhului Sfânt, pe care Biserica Romană Catolică nu o deține ca dogmă, ca esență, și un paralitic păcătos care primește iertarea de la Dumnezeu pe seama bunătății dumnezești, fără să depună cel mai mic efort. Sfântul de care vorbim este fala și podoaba bisericii. Călugăr în Aton, a trăit într-o peșteră, într-un fel de mic paraclis deasupra mănăstirii Marea Lavră, a avut mari dispute cu cei care nu înțelegeau taina rugăciunii inimii și cei care nu înțelegeau lucrarea lui Dumnezeu în lume și care încercau să arunce unele dogme ale dumnezeirii spre panteism. Iar el vine și dă o concludență acestor dogme și spune clar: Dumnezeu în toate se cunoaște și din nimic nimănui, Dumnezeu în toate se descoperă și nicăieri într-un nimic. Adică dacă îl cauți în lemn, nu-l găsești, dacă îl cauți în piatră, nu-l găsești, dacă îl cauți în iarbă, nu-l găsești, dacă îl cauți în stele, nu-l găsești, dacă îl cauți în vietăți, nu-l găsești, dacă îl cauți în oameni, nu-l găsești, dacă îl cauți în flori, nu-l găsești. De ce nu-l găsești? Pentru că noi suntem materialnici. Dumnezeu, fiind de natură divină, lucrează prin pronie și prin Duhul Sfânt, prin energia necreată, prin puterea de creștere, prin puterea de protecție, de conservare și de conlucrare. În clipa în care vreau să descoper pe Dumnezeu într-un om, îl găsesc doar ca natură divină, suflet. Dar dacă un suflet este păcătos, nu alterează cu nimic dumnezeirea. Dacă vreau să găsesc pe Dumnezeu într-un om, îl găsesc în virtuțile Lui. Și aici, în Sfânta Scriptură și în învățătura dogmatică a Sfinților Părinți, vedeți că mai avem încă două mari învățături. Una despre Dumnezeu din punct de vedere omenesc sau antropomorf, când spunem mâna lui Dumnezeu, ochiul lui Dumnezeu, piciorul lui Dumnezeu, Iisus trecea, Iisus plângea, deci iată, descoperim firea umană. Dar în același timp descoperim și firea dumnezească. Modul prin care El lucrează minunile, în lucrarea treimică, sub ascultarea Tatălui și sub desăvârșirea Duhului Sfânt.
desăvârșirea Duhului Sfânt deasupra Fiului lui Dumnezeu o avem certificată de Sfântul Ioan Botezătorul, care în momentul în care ajunge la Iordan primește semn și glas dumnezeesc care îi spune: deasupra căruia vei vedea Duhul Sfânt pogorându-se, acela este. Și atunci și Ioan Botezătorul s-a adresat întregului conglomerat de oameni din pustiul Vitavara și le-a spus: iată, mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Același miel al lui Dumnezeu îl avem astăzi în duminica noastră a Slăbănogului. Și dacă ați fost foarte atenți, spune că mulțimile se duceau acolo, multe, 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 și ascultau cuvântul lui Dumnezeu. În învățătura sa mesianică, Mântuitorul Iisus Hristos n-a făcut altceva decât să descopere pe pământ oamenilor voia Tatălui care l-a trimis, după cum și confirmă în Sfânta Scriptură: eu n-am venit să fac voia mea, ci voia Tatălui meu care m-a trimis. Iar voia Tatălui meu care m-a trimis este aceasta: ca pe toți să-i mântuiesc, toți să vină la cunoștința adevărului, și iarăși spune ca toți să aibă viață veșnică. Și adevărata viață veșnică este să te cunoască pe tine singurul și adevăratul Dumnezeu. Și adevărata viață veșnică este să cunoască pe Fiul pe care l-ai trimis în lume să mântuiască neamul omenesc. Și pentru că suntem în postul mare, deci în postul Paștilor, a patimilor Domnului, sigur că noi trebuie să cunoaștem jertfa crucii, care este mântuitoare, dar totodată vine să atace ce? Vine să atace slăbănogul Vechiului Testament din Evanghelia de astăzi. Cine este slăbănogul din Evanghelia de astăzi? Oricare din noi. Fiecare om are o slăbiciune în felul lui. Unul înjură, unul cârtește, unul e orgolios, unul e gelos, unul e mândru, unul e prost, unul e fudul, unul e căpos, unul e răzbunător, unul e criminal, unul e bețiv, unul e fumător și așa mai departe. Dar nu asta interesează pe Dumnezeu. Slăbănogul de pe targă, involuntar de voința lui, dar cu acordul lui, este adus spre casa unde Dumnezeu predica Evanghelia. Ce spune Mântuitorul Iisus Hristos despre casa Tatălui Său? Casă de rugăciune se va chema. Iar Mântuitorul Iisus Hristos, dacă ați fost atenți, face foarte multe minuni în Capernaum. În Capernaum s-a adresat și sutașului care avea un slujitor bolnav și a zis: zi numai cu cuvântul că nu-s vrednic să vii la casa mea. Tot în Capernaum de data aceasta a venit să predice și atât de aglomerată era casa încât la un moment dat spune că cei patru care îl purtau pe slăbănog au fost nevoiți să desfacă acoperișul casei, pentru că în Ierusalim, în loc de carton sau tablă lindă, se pune lespes de piatră ca să țină răcoare vara când sunt călduri mari, și să dea drumul bolnavului în fața lui Iisus. Sunt foarte multe exegeze pe tema acestor patru care îl aduc pe slăbănog, pe tema funilor cu care s-a slobozit slăbănogul în casă, pe tema slăbănogului în sine. Și iată să vedeți cam cum, văd cei care tâlcuiesc Evanghelia, tâlcuirea cea de astăzi. Casa este biserica, evident că nu găsește alt loc unde se face slujba de sănătate, așa cum noi știm dintotdeauna că scrie în Scriptură. De este cineva bolnav, să cheme preoții bisericii, să-l sfințească cu un de lemn și să-l ungă, că mult poate rugăciunea dreptului cea fierbinte. Cine este dreptul acela fierbinte? Poate fi vecinul tău, poate fi semenul tău, poate fi slujitorul tău, preotul tău, pentru că de aceea se adună mai mulți preoți la Sfântul Maslu, să unească puterea tainică a harului preoției și să înmulțească rugăciunea ca un boboc de floare care se deschide și cu cât se deschide e mai frumos. În clipa în care Mântuitorul, care era Dumnezeu, evident, știa că se va apropia acest slăbănog,
și a pregătit cuvintele din timp și nu a vorbit întâmplător, ci a vorbit la precizie pentru că trebuia să vină să spună, dacă ar fi fost să vorbească în termenii noștri, ca cum ne înțelegem noi azi în biserică, trebuia să spună așa, îmi pare rău, eu am venit cumva legea veche să nu mai existe, o să aduc legea cea nouă. Dar le-a spus-o într-un mod voalat, eu n-am venit să stric legea, ci să o desăvârșesc. O ordonanță de urgență poate anula o lege și o ordonanță de urgență poate întări o lege. Iată, Dumnezeu, fără ordonanță de urgență, a luat decizia rapidă că trebuie desființat din lege ce? Tot ceea ce nu-l implică pe om. Și ce era aici de față în cazul nostru? Erau patru lucruri. Legea lui Avram cu tăierea împrejur, care nu mai avea nicio valoare, toți o călcau, să tăiau împrejur doar de fantezie, cum ne botezăm și noi de multe ori, doar facem botezul că e tradiție creștină, nu că e o taină fără margini. Altoirea în Hristos se cheamă botezul. Era vorba de legea lui Moise, de calogul, care de mult dăduse rateu, nu mai era bun de nimic, pentru că toată lumea se ucidea și se desfrâna și se înșela între ei. Și ar fi trebuit, cât de înțelept a fost Dumnezeu, numai un Dumnezeu putea să răspundă așa. Dacă cineva este curat, să arunce cu piatră. Și unul câte unul se apropiau cei care venise la femeia adulterină să o ucidă. Mântuitorul desena pe nisip, acolo scria păcatele lor, ca să-și aducă aminte ce păcate au ei pentru care se aruncă cu pietre. Iar ei lăsau piatra și fugeau și tot așa până femeia a rămas singură. În clipa când a rămas singură, Mântuitorul i-a spus la modul voalat despre spovedanie. Unde sunt părâșii tăi? Păi nu știu, au plecat. Dacă ei te-au iertat și au plecat, te iert și eu, dar să nu mai greșești. Iată din nou un termen frumos întâlnit în Sfânta Scriptură. Orice păcat poate fi iertat cu condițiunea de a nu mai greși și a de a nu repeta. Acum cineva o să zică, dar poți să nu faci păcate? Poți! Pentru că sunt păcate foarte mari, care dacă le faci înseamnă că ești criminal sufletesc. Și sunt păcate mărunte care le faci involuntar de voința ta. Și atunci, iată că această femeie era surprinsă asupra unui păcat mare. Dar evident că odată iertată de Iisus, Marele Mântuitor, ea și-a îndreptat viața și fiți siguri că a avut grijă să nu mai greșească. Dar Mântuitorul aici ce a venit să arate? Că decalogul nu lucrează. Legea s-a stricat, cum spune psalmistul David. Vremea este să lucreze Domnul, că oamenii au stricat legea ta. Și cineva o să zică, cum au stricat legea? Simplu de tot. Deschidem cartea Susanei, găsim doi bătrâni din Vechiul Testament, din Sinedriu, care făceau parte din Consiliul Bisericesc de Judecat al Păcătoșilor în legea veche iudaică. Și când o văd pe Susana că se spală în grădină și e femeie voluptoasă și frumoasă și fină, cu forme delicate, ce zice? Asta e a noastră, noi curvim cu ea. Și s-au dus la dânsa și i-au spus așa, dacă nu trăiești cu noi, mergem și te părâm că te-am văzut în grădină cu altul și o să fii ucisă cu pietre. Dacă femeia era inteligentă și avea școala conștiinței, ceea ce vrea să desprindă din Scriptură Dumnezeu și Duhul Sfânt în raport cu legea veche bolnavă, le spune așa, judecați-mă cum vreți voi. Dumnezeu să nu mă judece. Și s-au dus bătrânii la Sinedriu și au părât-o și au spus, uite, Susana curvea în grădină cu un bărbat tânăr. Asta ca să facă și mai ipocrită fapta. Adică să arate că e o pătimașă, e o nestăpânită. Și a venit prorocul Daniel, foarte înțelept, ca să vedeți unde lucrează Duhul Sfânt. I-a despărțit pe cei doi complici. Pe unul l-a pus deoparte și pe unul l-a pus deoparte, într-o cameră separată. Și l-a întrebat, fără prea multe întrebări, mai ții tu minte unde curvea Susana? Sub salcâm. Bine, a greșit, ca să-i dea impresia că îi dă dreptate. S-a dus la celălalt și a întrebat, mai ții minte unde curvea Susana? Sus mochin. În răutățiților, în rele.
săgeata lui Dumnezeu să vină peste voi. Și au primit pedeapsa de la Dumnezeu din senin. Iar Susana, care credea în Dumnezeu, s-a eliberat. Iată de ce Mântuitorul a venit să demonteze, dacă vreți, bucățică cu bucățică și să transfere legea veche într-o lege nouă a Harului, care vine să-l scoată pe om din poftirea păcatului, nu-i din stăpânirea lui. Că degeaba legi un animal cu lanțul și îi pui tain și fân, că indiferent de voința lui voluntară, biologicul va împinge să se tragă spre hrană. Așa și omul nestăpânit din fire de patim va trage întotdeauna la pofta trupească nestăpânit. Dar dacă îi spui, după legea cea nouă, fericiți cei curați cu inima, atunci știi că numai aceia pot vedea pe Dumnezeu. Deci dacă ai inima curată, nu mai greșești cu trupul, că vrei să te stăpânești. Deci iată, din cei patru care au adus slăbănogul până acum, pe doi am demontat. Deci unul era legea lui Avram, care adusese tăierea împrejur, dar nu cu efect, ci fără efect, pentru că credința lui Avram a rămas unicat. Ceilalți urmași al lui Avram s-au pervertit la rele. Am venit și am demontat și legea lui Moise, care n-aduce nici ea folos, și ajungem în vremea judecătorilor. În vremea judecătorilor, ce se întâmplă? Și aici legile se făceau după bună cuvință și dacă ați văzut și ați fost atenți, David a greșit, Solomon a greșit, Manas a greșit și Dumnezeu și-a dat seama că omul nu se poate ridica prin sine. Iar legile erau din ce în ce mai strâmbe, erau din ce în ce mai călcate și mai alterate. Și a venit și vremea preoților. Știți că înainte de venirea Mântuitorului, poporul era condus de arhiereul și preotul vremii, cum este și în vremea pătimirii sfintelor patime ale răstignirii și învierii, când arhiereul anului era Ana și Caiafa. Ce au făcut și ăștia la rândul lor? Deschideți Scriptura Vechiului Testament sau deschideți Cartea Sfintei Scripturi și veți găsi scris acolo. Ili preotul, un mare preot și luminat de Dumnezeu al Vechiului Testament, avea doi fii, Ofni și Fines, mari oameni ai templului care lucrau la jertfe, ajutau la slujire, la tăiere, la fumegare, la topirea grăsimii care ducea mireasma la Dumnezeu. Dar la un moment dat se dedaseră la stricăciuni din acestea porcoase. Mâncau carne nejerfită, nu mai făceau jertfele la bun timp și la bună cuvință, își băteau joc de carne adusă la templu, alegeau ce este mai bun și opreau pentru ei și ce era mizerie împărțea poporul, adică carnea mai proastă. Dar prorocul Samuel, care era ales de Dumnezeu și Ana se rugase 7 ani să rămână însărcinată și chiar Ili preotul râdea de ea. Spunea Ili preotul, ce strigi ca una nebună, nu vezi că Dumnezeu nu te mai ascultă? Și ea spunea, pe Dumnezeu meu mă jur că trebuie să-mi dea un prunc. Eu nu cred că Dumnezeul lui Israel nu mă aude. Și l-a dat pe Samuel. Și cum Samuel era copil de templu și creștea acolo la templu, într-o zi aude glasul lui Dumnezeu. Samuile, Samuile, da Doamne, robul tău ascultă. Spune-i lui Ili că fiii lui nu fac bine. Samuel s-a adresat și Ili a spus, da, am să-i cert. Și când au venit copiii la templu pentru jertfire, să se îmbrace în toate veșmintele de jertfire, Ili le-a spus, măi băieți, măi, ce aud eu de voi, n-aud bine. E, azi așa, mâine așa, în altă zi din nou Dumnezeu a strigat și a spus, Samuile, Samuile. Și iarăși îi spune, spune-i lui Ili că copiii lui greșesc și își bat joc de legea Domnului. Și iarăși îi corectează Ili și le spune, dar așa cu ton de tată. Măi, ce aud eu, n-aud bine de voi, aveți grijă, nu greșiți. Și când s-a supărat Dumnezeu de tot, a răcnit odată în templu și a spus, Samuile! Da, Doamne, robul tău ascultă. Spune-i lui Ili că de-i vorbesc, îi trosnesc cu urechile. Ce să-i spun? Nimic să nu-i spui, atât. Și cum stătea Ili îngândurat că
Ofni și Fines plecaseră la luptă să se bată și luau sicriul legii cu ei ca să vină Domnul și să biruiască împotriva oștilor păgânești care n-aveau treabă cu iudaismul. Ei, dacă erau păcătoși și ticăloși, cu drugi de salcâm în spate, cu tablele legii, ei erau primi în fața luptei, că Duhul Sfânt trebuia să fie cu ei. Și taman atunci a îngăduit Dumnezeu și le-a zburat capetele la amândoi, a luat sicriul legii în robie și apoi știți mai departe că până la urmă când au pus păgânii mâna pe el, s-au umplut de bube și de furuncuri, au pus sicriul cu frică și cu teamă pe un car cu două junince și l-au adus ele singure la templu, pentru că era tablele lui Dumnezeu, nu era orice. Iar un ostaș a fugit înainte și i-a spus, Ili, copiii tăi au murit. Că el n-a întrebat ce-i cu sicriul legii. A zis, zice, ce face Ofni și Fines? Le-a zburat capetele pe câmpul de luptă. Și atunci moșneagul a făcut infarct cerebral și a murit bătrânul preot. Iată și încă o lege distrusă, deci judecătorii și preoții care n-au putut stăpâni legea cea veche a Vechiului Testament. Iar ultima și ultima lege, sau cel de-al patrulea care îl căra pe slăbănog, era legea pocăinței a lui Ioan Botezătorul, care era om tare în cuvânt și curat cu sufletul și cu trupul. Dar atât de mult vorbea acest proroc și atât de mult propovăduia, încât lumea, când nu l-a mai suportat, Irod a pus jurământ cu o femeie stricată în urma unui dans să dea capul lui Ioan Botezătorul. Și iată că nedreptatea stă în tron, iar dreptatea lui Dumnezeu stă în temniță cu capul tăiat. Și atunci a trebuit să vină Hristos să restaureze legea, dar n-a venit să o restaureze cu parul, cu pilda și cu cuvântul. Deci cei patru au lăsat slăbănogul de funii jos în casă. De ce l-au lăsat de funii? Pentru că era lung timpul când s-a desfășurat fiecare lege în parte. Și acum slăbănogul stătea uimit în fața Mântuitorului. Se uita la el ca orice străin. Sincer, dacă acum ar intra Mântuitorul și s-ar arăta între noi, nu ne-am spăimântat sau am rămâne mirați? Unii s-ar îndoi că nu-i el, alții ar spune că e o nălucire, alții ar spune că e semn de la satana, alții că nu poate fi adevărat. Dar totuși slăbănogul se trezește pus în față cu Mântuitorul. Cu zâmbet dumnezeiesc și cuget dumnezeiesc, Mântuitorul sfidează întâi adunarea de față, necuvântând. Și vă spun în ce constă lucrul acesta. La un moment dat, Mântuitorul Iisus Hristos le spune celor care erau de față, de ce cugetați cele rele în inimile voastre? Cum s-ar simți cineva de aici, din sală, dacă eu i-aș spune, de ce contești ceea ce spun? Sigur că s-ar spăimânta. Așa au rămas și ei uimiți, că Mântuitorul le citea gândurile. Dar nu numai că le citea gândurile, ci întrebarea iudeilor a fost una care la vremea respectivă a circulat cum circulă vestea unui cutremur. Cine este acesta care poate ierta păcatele? Și dumneavoastră să întrebați, ce așa mare taină că se iartă păcatele? Păi este că în Vechiul Testament, ca să ți se ierte păcatele, trebuia stropit cu sânge, trebuia jertfit un vițel, trebuia jertfit un miel, trebuia jertfit un ied, trebuia carne de junice tânără, grăsime, puse pe altar. Și știți, dacă citiți Ieșirea de la capitolul 26 până la 34, o să vedeți acolo o întreagă pleadă de elemente care alcătuiau cortul și toate tainele acestea ale jertfirii. Și unde o întâlnim aceasta? O întâlnim exact în Evanghelia, în care se spune că Zaharia, fiind arhiereu al anului și intrând să tămâieze în Sfânta Sfintelor, unde arhiereu intra o singură dată pe an, nu oricum, ci cu... spune acolo, cu sânge de taur și de vițel, stropit jertfelnicul pentru păcatele poporului. Iată că de data aceasta Mântuitorul pregătea iertarea păcatelor cu propriu sânge. Deci este prima preînchipuire a înviere și a răstihnire și a puielor și a crucii și a piroanelor,
în momentul în care spune iertate-ți sunt păcatele tale, pentru că deja iudeii au și pus gând să-l omoare. Și dacă vreți să vă convingeți că au pus gând să-l omoare, veți vedea că nu numai atât, au spus acesta hulește. Nu era admisibil în legea veche așa ceva. Dar Mântuitorul le explică categoric și aici se face distinția dintre omul pământesc și omul dumnezeiesc. Și se adresează mulțimilor care ascultau predica. Ce este mai ușor decât să spui iertate-ți sunt păcatele tale? Ia-ți patul tău și umblă. De ce n-a spus ia-ți patul tău și umblă, iertate-ți sunt păcatele? Motivul bolilor trupești sunt motivul bolilor sufletești. Și de aceea trebuie să scoatem în evidență niște lucruri care se raportează la zilele noastre. Cea din tâi slăbănogire, pe lângă slăbănogul din Evanghelie, este slăbănogirea minții. Toată lumea se plânge de stres și de lipsă de rugăciune. Îl întreb, ai zis rugăciunea lui Iisus? Am uitat. Ai zis Tatăl nostru? Am uitat. Ai zis psalm la psaltire? Am uitat. Ți-ai citit pravila și canonul? Am uitat. Deci iată primul slăbănog, mintea, omul de dinăuntru. Dar dacă deschid Evanghelia, ce găsesc scris? Luminătorul trupului este ochiul și luminătorul sufletului este mintea. De aceea toți sfinții părinți și toată filocalia de la 1 până la 13 vine și ne spune clar și categoric. Hrana trupului sunt bucatele, hrana sufletului este rugăciunea și hrana minții este citirea. De unde să-i dai tu minții viață dacă tu nu-i dai cuvinte duhovnicești? Dacă tu nu-i deschizi o carte de folos sau nu-i dai o citire de viață de sfânt sau nu-i dai o citire patristică să memoreze ceva? Ea rămâne prinsă în bingomanii, în telenuvele, în seriale de doi bani, ucideri, crime, de 7 ori femeie, de 10 ori bărbat și tot felul de emisiuni din astea paralele de cultura românească, inventate peste noapte, care te plombează cu ochii în televizor și te țin acolo ori întregi. Ei, o beată minte de aceea este ca o pasăre din aceea scărmănată de uliu. Nici nu zboară, nici nu moare, nici nu trăiește. Deci face dracu din ea harakiri, cum spunem noi. Deci o termină. Și omul vine și spune, părinte, dacă vreți să mă credeți, nu mă mai împărtășesc azi, că să știți, de mâncare am postit, dar n-am citit o carte, când deschid psaltirea mă ia somnul, când dau să-mi fac pravila, îmi vin gânduri de hulă la icoane, și atunci eu îi mai întreb, dar ai vrea să te vezi tu în icoană? În icoană stau sfinții. Cine vrea să urce în icoană trebuie să depună duh și sânge. Cine vrea să urce în icoană trebuie să depună puțin efort. Cine vrea să urce în icoană trebuie să-și câștige aureola. Și aureola se câștigă prin lacrimi, nu prin spray. Aureola se câștigă prin genunchi bătătoriți, nu prin creme. Aureola se câștigă prin foame, nu prin sortimente de mâncare. Aureola se câștigă prin privegheri de noapte, nu somnuri de ore întregi. Da, părinte, aveți dreptate. Ați văzut ce deștept sunt, am dreptate. Dumneavoastră aveți dreptate că vă lăsați înșelați de satana. Dumneavoastră aveți dreptate că cel din tâi slăbănoc din Evanghelia de astăzi e mintea noastră, celor care suntem aici în biserică. Al doilea slăbănoc este trupul. Deci de astăzi dimineață am reușit să împart un litru de aghiazmă mare pe simplu considerent că cei care veniseră deja să se împărtășească i-am lăsat ușor, pentru că ăsta e sistemul psihologic când asculți un om ce-ți spune. Părinte, să știți că noi am vrea să ne împărtășim, că oricum postul e lung și nu știm dacă îl ținem tot. Ei, zic, vă dau puțin aghiazmă mare azi și dacă până la Paști veți reuși să postiți tot postul, o să vă mai împărtășim după aia. Da, părinte, nicio problemă. Deci, ori e împărtășani, ori e aghiazmă mare, pentru sufletul credinciosului același lucru, nu e nicio diferență. Aici cine mai este slăbănog? Sufletul. Și de ce este sufletul slăbănog?
Pentru că psalmistul vine și spune: așa dorește sufletul meu de tine, Doamne, ca cerbul de izvoarele apelor. Ei, acum ar trebui schimbat psalmul. Așa dorește sufletul meu de tine, Doamne, că dacă îmi dai aghiazmă mare viață întreagă, nici nu deosebesc că nu m-am împărtășit. De ce? Lipsa conștiinței și conștiinciozității de Dumnezeu în om. Lipsa de perseverență în unirea cu Hristos. Ei, acest palama, acest mare arhiereu, are moaștele în Tesalonic. Care ați fost în vizită în Grecia vreodată, poate ați avut ocazia să le vedeți. Omul acesta a avut niște dispute, erau niște călugări, Achindim și Valam, doi care combăteau Isihasmul și lucrarea înaltă. Când s-a pus palama pe vorbit și pe scris și de explicat de lumina taborică și de lumina dumnezească și când s-a pus de explicat pe puterea Duhului Sfânt cum lucrează în om, s-au rușinat, exact cum spune în acatist, ritorii cei mult vorbitori au rămas muți ca pește fără de glas, neavând ce să spună Născătoare Dumnezeu despre taina întrupării tale. Exact așa au rămas aceștia, neștiind ce putere are taina rugăciunii lui Iisus. Și Sfântul Macarie, un sfânt mai moderat, adică un sfânt mai ascet, mai de pustie, ne arată valoarea rugăciunii lui Iisus. Și ce spune? Dacă ar zice omul o singură dată în zi: Doamne Iisuse Hristoase, Fiule și Cuvântul lui Dumnezeu, miluiește-mi păcătosul sau păcătoasa, în ziua aceea i s-au iertat toate păcatele, pentru că Hristos așa îi răspunde în taină din cer: iertate-ți sunt păcatele tale, Fiule. Citiți în Pateric. De asta trebuie să-l deschideți sau să-l aveți. De ce vă spun lucrul acesta? În momentul în care a triumfat Duminica Ortodoxiei, duminica trecută, arătând simbolul puterii dumnezeiești, puterea icoanelor, puterea Duhului Sfânt în propovăduirea ortodoxă apărată prin sinoade, iată că duminica aceasta ni se pune în față ce? Ni se pune un sfânt care este preocupat permanent de prezența lui Iisus în sufletul omului. O să vedeți că duminica viitoare o să fie un alt sfânt. O să fie, mi se pare, Duminica Crucii, că e a treia din post, la jumătate, și o să fie Ioan Scăraru. Deci un alt mare sfânt, care ăla se ocupă de taina monahismului. Nu mai vorbim de monahism, că dacă ne apucăm de vorbit de monahism, adormim. Pentru că acolo în monahism e vorba numai de pesmeți muiați, e vorba numai de rase rupte și ponosite, e vorba numai de psaltiri cu filele roase, de lupte cu diavolul, de arătări de îngeri în chip fals ca fiind îngeri de lumină și de lupte directe cu puterile vrăjmașului, cum spune psalmistul David. Mulți sunt cei ce se luptă cu noi de la înălțime. Dar nu ne vom teme ce ne va face nouă oamenii și diavolii, că Tu cu noi ești, Doamne, Domn și Stăpânitor al păcii. Și întorcându-ne la Grigorie Palama, nu s-a lăsat cu atâta. A scris o carte pe care Părintele Stăniloae personal a cules-o, a tâlcuit-o, a tradus-o, a deortorisit-o și a explicat-o. Deci această operă a Sfântului Grigorie Palama, în care ne arată clar și categoric toată nebunia lumii o deșertăciune, toată filozofia lumii o deșertăciune, toată materia lumii o deșertăciune, toată sclipirea inteligenței noastre omenești o deșertăciune. Și cineva auzi, păi, dar bine, toate sunt rele? Nu, dragă. Atunci când din aceste lucruri lipsește Dumnezeu. De aceea ați avut ocazia în momentul de față, când stați astăzi în biserică, să luați contact în mass media, în ziare, pe TVR și unde mai vreți, cu tot felul de oameni și filozofi din diferite domenii care au început să-L altruiască pe Dumnezeu în discursurile lor. Gen Dan Puric, Răzvan Codrescu, Răzvan Bucuroiul, Liicianu, ăstlalt care a scos de la Anastasia casetele cu duhovnice, Sorin Dumitrescu și așa mai departe. De ce? Și-au dat seama toți filozofii lumii acesteia că fără Dumnezeu nu facem nimic.
pentru că Sfântul Vasile cel Mare, înaintașul lui Palama, a spus așa: cea mai mare filozofie sub soare este cugetarea la moarte. Și când ne gândim la moarte, nu trebuie să ne gândim la un calvar, că nu staie nimeni capul. Moartea este un fenomen simplu în care Dumnezeu te cheamă la raport să spui prezent și să spui ce ai greșit. Dar nu știi când vine. Așa cum nu știi că vine moartea, așa nu știi nici ce răspuns ai să dai la judecată. Și acest Grigorie Palama, în toate scrierile sale, pune accent pe această filozofie a întâlnirii cu Dumnezeu. Și uite cum spune el, că cea mai scurtă filozofie a lui Palama, cum sună: omul în fiecare zi să pună pe urcușul lui duhovnicesc faptă bună, peste faptă bună, peste faptă bună, făcând o scară la Dumnezeu, ca în momentul când a ajuns în norul Duhului Sfânt, adică la Dumnezeu, faptele nu-i mai folosesc, ci ele rămân ca simple instrumente de urcare, iar el se odihnește în Duhul Sfânt. Și așa se explică, că din omul lumesc lipsit de esența dumnezească, deodată întâlnim acei oameni mistici care simt nevoia să se împărtășească, care simt nevoia să se spovedească, care simt nevoia să citească rugăciune, să fie permanent la biserică. Deci aici trebuie să facem diferența între trei elemente. Fanatismul, și când vă vorbesc de fanatism, mă refer la asta. Odată ce ai intrat în biserică, nu trebuie să intri jegos, murdar, împuțit, mirositor, nespălat, neîngrijit că te-ai lepădat de lume. Filocalia 6. Omul zoios și pletele nespălate nu sunt simbol al smereniei, ci al lipsei de Dumnezeu și a respectului față de casa lui. Spune în Filocalia 6. Odată ce te-ai lepădat de lume, nu trebuie să intri în biserică neîngrijit, flămând, chinuit, oropsit. Deci nu te oprește nimeni să mănânci, dar să ai măsură. Odată ce ai intrat pe calea bisericii, nu înseamnă că nu-ți educi copilul, nu-ți respecti bărbatul sau nu-ți respecti femeia, ci te rupi, cum spun unele doamne și unii domni, când spun, zice, de orice mă las, numai de biserică nu mă las. De bărbat mă las, de biserică nu mă las. De femeie mă las, de biserică nu mă las. De copii mă las, de biserică nu mă las. Nu așa. Cununia e o taină, pocăința e o taină, euharistia e o taină și îndumnezeirea e altă taină. Deci când tu ajungi îndumnezeit, Sfântul Apostol Pavel ne spune în Scriptură, femeia sau bărbatul credincios sau femeia credincioasă, sfințesc perechea lui cea păcătoasă. Femeia credincioasă pe bărbatul păcătos sau bărbatul credincios pe femeia păcătoasă. Și conform canoanelor și învățăturilor locale de la Cangra 14 și 19, canoane locale, spune așa: atât bărbatul e stăpân pe trupul femeii, cât și femeia e stăpână pe trupul bărbatului. Dacă unul altuia nu se supun în căsătorie, se jicnesc, se batjocoresc, nu se respectă, se înșală, se adulteresc în lateral de familie, cad sub anatemă. Deci ca să vedeți cât e de grav păcatul. Îl rabzi, păcătos cum este, te rogi pentru el că se face bun. Deci modernismul de astăzi scoate din evidență prezența lui Dumnezeu din taina cununiei și lasă numai prezența actului de drept roman cu cod civil sau penal de despărțire prin ștergerea numelui din cartea de identitate din numele soțului sau din numele femeii. Acela nu se cheamă divorț. Aia se cheamă o radiere de mașină. Deci numărul cu tare nu mai este la persoana cu tare și la persoana cu tare. Nu ăla e divorțul. Divorțul despre care vorbește Moisi în Scriptură este foarte aspru. Și spune așa, asta e fiind vorba de slăbănogeala trupului, că aici suntem noi la subiect. Dacă femeia va lăsa pe bărbatul său și va lua alt bărbat, prea curvește. Dacă bărbatul va lăsa pe femeia sa fără de motiv și va lua altă femeie, curvește, prea curvește. Iar Moise a spus,
Pentru îndărătnicia minții voastre, Dumnezeu a îngăduit cartea de despărțire, dar adevărata taină este aceasta, ce a unit Dumnezeu, omul să nu despartă. Deci, vedeți, ăsta e slăbănogul trup. De minte am vorbit, de suflet am vorbit. Acum mai avem o slăbănogire și aceasta e de natură intelectuală. Această slăbănogire de natură intelectuală se raportează, și aici deja vă foiți, dar mai aveți răbdare 5 minute, este legată de cunoașterea noastră atât în mersul social, atât în mersul moral, atât în modul pedagogic de abordare a problemelor în biserică, de către duhovnic sau preot, de către psiholog sau sociolog, că și ăștia se ocupă de formarea societății, dar cu precădere de formarea bazei și cunoștinței duhovnicești a unui om, privind starea sa sufletească și personală. Dacă eu în clipa asta iau un om de mână și îi spun, și unii au observat lucrul ăsta, asta este un mod de lucru pe care eu l-am folosit de multe ori și a dat foarte bun randament. Ești pregătit de împărtășit? Nu! Întrebarea mea este următoarea. Dacă mori în clipa asta, unde te duci? Așa cum preotul slujitor este pregătit în fiecare zi să facă sfânta liturghie într-o mănăstire sau într-o parohie sau într-un schit, așa și creștinul trebuie să fie pregătit în fiecare zi de sfânta împărtășanie. Aceasta nu că el trebuie să împărtășească zilnic, ci aceasta că el trebuie să fie în trezvie cu Dumnezeu. Asta e treaba lui Palama, asta scrie el în carte. Și am să vă explic cum. Un alt mare trăitor, Simeon, arhiepiscopul Tesalonicului, mare cărturar și înțelept al învățăturilor ortodoxe, a scris o carte care ține de dogmatica ortodoxă și de învățătura ortodoxă. Și el ne spune așa, în Biserica Ortodoxă Universală, oamenii se pot împărtăși în 5 feluri. La potir cu lingurița, și aceea este trezvia omului cu Dumnezeu prin eliberarea de păcat. La proscomidie cu pomelnicul acela care îl dați dumneavoastră cu lumânarea, cu vii și morți, de 10 lei, de 5 lei, și vă pomenește și vă pune părticele pe Sfântul Disc, care îl aveți în timpul săptămânii când sunteți la servici și biserica spune pomenește pe robii tăi și voi sunteți în comuniune ca și cum ați exista în biserică, și aici intră Palama cu finețea. Prin ascultarea Sfintei Liturghii, altă împărtășire, deci o să vedeți, 50 iau astăzi cu lingurița la potir Sfintele Taine. Dar 300-200 iau împărtășanie prin auz că au ascultat Sfânta Liturghie. După ce a trecut împărtășirea prin ascultarea Sfintei Liturghii, vine împărtășirea pe calea gânditoare a rugăciunii. Și cine spune o singură dată, Doamne Iisuse Hristoase, Fiule și Cuvântul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul sau păcătoasa, acela a primit Sfintele Taine în inima lui, dar cum? În chip nevăzut direct de la Hristos, prin unirea cu Hristos în inimă. Acele lecții lungi de mistică pe care Părintele Cleopa le povestea ceasuri întregi, că inima, mintea intră în inimă și verși lacrimi și apare extazul și uimirea și răpirea. Extaziați suntem toți, că așa suntem noi mai pietiști, dar să vedem în uimire cine ajunge. Cu uimiți nu prea suntem, ne întoarcem acasă și uităm de Dumnezeu. Iar peste aceasta, ultima faptă bună prin care ne putem împărtăși în biserică în fiecare zi sau acasă în fiecare zi, este lucrarea faptei bune. Împăratul Justinian cel Mare avea un obicei. În fiecare seară, când se punea la marginea patului să roage, să se închine, spune tradiția istoriilor bisericești că spunea așa, mulțumesc, Doamne, că a mai trecut o zi din viața mea, dar n-a trecut fără o faptă bună. Ori miluia un sărac, ori dădea un sfat, ori dădea un blit de mâncare caldă, ori făcea o binefacere vreunui necăjit, ori soluționa o problemă din împărăție. Curățați mânarea aia cu Spotify.
Deci ori făcea un bine, semna vreun document vreunui om în calitate de împărat, dar în fiecare zi făcea o faptă bună. Același lucru îl puteți face și dumneavoastră pentru a fi în comuniune cu Dumnezeu în permanență, iar în momentul când vi se pune întrebarea, sunteți pregătit de împărtășit? Da, Părinte, m-am și împărtășit! Am stat la liturghie, am dat pomelnicul la altar, am zis rugăciunea lui Iisus, m-am concentrat la Sfânta Liturghie și unui sărac i-am întins un ban și i-am dat o pâine. Și atunci, prin această vrednicie, deja primești și biletul, primești dezlegarea și te împărtășești și în chip văzut din Sfântul Potir. Aceasta este doctrina luminării la minte, a preandumnezeitului la minte, Grigorie Palama, cel mai mare trăitor și mistic pe care îl sărbătorește biserica în ziua de astăzi. Iar cei patru care l-au coborât pe Slăbănog sunt cele patru legi și ultima, nu v-am spus-o, este a pocăinței din vremea lui Ioan Botezătorul, care a căzut și ea, pentru că Mântuitorul, când a spus astăzi iertate-ți sunt păcatele să nu mai greșești, a instituit taina spovedaniei și a dezlegării păcatelor prin ce? Ceea ce auzim noi după înviere, luați Duh Sfânt, cărora veți ierta iertate vor fi, cărora veți ținea ținute vor fi, cărora le veți ținea în cer vor fi și pe pământ legate și cărora le veți dezlega pe pământ vor fi dezlegate și în cer. Să ne folosim de acest prilej și ori de câte ori ne este cu putință și ori de câte ori ne este cu dorință și cu evlavie, să o facem, că Sfântul Ioan Gură de Aur așa spunea, o creștine de este posibil să te spovedești în tot ceasul. Bine, nu o să stăm de-a unul în biserică, că avem treburi în societate. Dar de-a lungul săptămânii, de dimineața până seara și după amiaza, preoții sunt la dispoziția dumneavoastră pentru a primi curățirea de păcate, pentru a fi pregătiți în următoarea sărbătoare sau zi de duminică sau ziua respectivă a primi Sfintele Taine, ca să mergem înaintea lui Dumnezeu, nu ca fariseii Vechiului Testament, zicând, acesta hulește, cine este el că spune că poate ierta păcatele? Acesta este Fiul lui Dumnezeu, cel prea înalt, care a venit din Fecioară, s-a făcut pentru noi om, pentru noi oamenii și a noastră mântuire, s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioara, s-a răstihnit și a înviat a treia zi după Scripturi și iarăși va să vină cu slavă și putere să judece vii și morții, a cărei împărăție nu va avea sfârșit. Iar noi mărturisim un botez spre iertarea păcatelor, așteptăm viața de veci și învierea morților. Amin. Să-i.